Clubul de weekend cu Toader Păun la Europa FM. Cu Mircea Badea a, ai zis. mai rămas prietenă? Sigur, sigur. Ție, cum ți se pare stilul în care a mers el așa să fie foarte acid. Trebuie să înțelegi un lucru atât de simplu încât nimeni nu-l vede. E la mintea cocoșului că eu nu sunt făcută pentru politică și nici ea pentru mine. Ne-am ne -am încercat una pe alta cu degetul și am de sfârșit prin a ne arăta acel deget. Mircea poate, Mircea înțelege, știe, dar eu nu iubesc pe Mircea cel de la televizor. Eu nu l cunosc pe el cel de la televizor. Îl cunosc pe Mircea badea omul real care atunci când eu am fost căzută a venit, care a luptat ca un erou pentru mine, care a făcut deci, parte... Deci, practic, voi sunteți prieteni. Este omul care a intrat în salonul meu de la Viena. Eu n-am să uit asta niciodată, n-am să uit mâinile lui mâinile mele, n-am să uit bunătatea lui nesfârșită de-a lungul anilor. Când eu n-aveam, el mi-a dat. Când eu n-am putut, a putut el pentru mine. Deci nu mi-a cerut niciodată nimic. Nu mi-a spus lucruri pe care le-a făcut pentru mine. Eu îl ador pe Mircea Badea, omul nu știu ce face la televizor pentru că nu e treaba mea și poate să facă orice meserie vrea. Dacă Mâine sculeri matrițeri sau uh, gărcători-descărcători sau președintele țării îl iubesc mai mult sau mai puțin pentru generozitatea lui uriașă și pentru loialitatea lui fantastică, pentru bărbăția lui. Astea sunt valori care țin de persoană. Eu îl iubesc pe badea al meu, pe Mircea al meu. Și am spus că îl iubesc o singură dată, Mircea nu e cu efuziunile, nu suportă deloc, nu, nu, nu. De, de mult undeva în... A, vă spun imediat, 1997, cred, i-am spus, uh, te iubesc. S-a blocat și mi-a spus, uh, uh, și eu prestez program. Este tot ce a putut să scoată din el. Asta e el. Îl iubesc așa cum e. Dacă îmi place sau nu ce face cu totul altceva, sunt gusturile mele, nu asta am fost întrebată, ci dacă îl iubesc pe Mircea Badea. Da. Voi atunci bă, când erați împreună un cuplu la, la TV, era vreo echipă în spate care v-a învățat să faceți tot felul de trucuri. Deci mă uitam, căutam pe YouTube înregistrări din perioada în care făceați împreună matinal la Tele7. Greu de găsit, în schimb în perioada Antena 1 sunt, sunt mai simplu de găsit. Și la un moment dat era un serial parcă la antenă cu da, niște Da, la polivicuri. Haula Doru și a urcat des da. un copac. Zici? Trebuia să mă țin după el. Nu, de nu, unde Dumnezeu vă veneau ideile el astea? El făcea, nu. eu mă țineam după el, că asta era, el s-a apucat să le spună lor cât sunt de pe acolo, eu trebuia să zic ca el, pentru că era nebărbătește să zic, el a zis, eu nu. Sintagma, Teo și Mircea au zis, era peste tot, deci nu, indiferent care dintre noi ar fi emis o ipoteză, aserțiune, acuzație, era automat atribuită și celuilalt știam amândoi, așa că nu ne mai... Și mai era ceva. Este atât de bărbat și atât de loial încât în momentul în care au încercat oameni să se vâre între noi, spunând, vezi că Mircea a zis, vezi că Teo a zis, noi știam că nu-i adevărat și râdeam de fiecare. Da, m-am zis. A zis Teo. A zis Mircea. Niciodată n-am crezut așa ceva. Este partenerul perfect um, pentru mine, pentru că eram doi băieți descreierați porniți pe același drum, nu m-a privit ca pe o femeie niciodată, pentru că nici n-am fost o fată de ocrotit pentru el. Am fost un partener care să-i țină spatele cald și umeri în siguranță. Eu asta știu să fac. Foarte frumos. Chiar mi se pare emoționant să vorbească așa un prieten despre tine. Multe, multe mesaje, și ai foarte multe inimioare. Inimioarele nu știu cum să le reproduc, dar spun că există acolo pe, pe pagina de Facebook. Sim. Ștefan spune că trebuie să învățăm să nu mai judecăm, să învățăm să apreciem oamenii pentru calitatea lor umană. Poate despre asta este vorba da, și la da, TV exact, se întâmplă exact. să jucăm un rol sau să jucați un rol. Eu mă gândesc așa. Dacă tu la TV joci un rol și oamenii te iubesc pentru un rol. Atunci când rămâi tu singur cu tine, descoperi că, de fapt, oamenii te iubesc pentru o minciună. Înțelegi ce zic? Dacă tu... Da, dacă duci minciuna aia până la capăt... Înseamnă că ești infect până la capăt. Poți să trăiești cu tine da, așa? sunt mulți care fac chestia să asta. Să fie sănătoși. Și să le dea Dumnezeu liniște cu ei. Cum pui tu capul pe pernă cu tine în pat? Cum dor tu cu tine în pat? Uite, sunt oameni care o fac. Liniștiți. Nu-i treaba mea. O să încerc cât pot și mă mai țin nervii să fiu eu așa cum pot eu până la capăt. Sunt oameni care în perioada asta mai pagitată, în care s-au întâmplat foarte, foarte multe evenimente și nu vreau să mergem acolo, care s-au dezis de tine și au luat distanță? Sigur. S-au întors la tine în momentul în care ești pe val? Sigur. Și cum i-ai tratat? Um, așa cum mi-ar fi plăcut să fiu tratată. Poate unii au greșit, poate unii poate pe unii a prins pe picior greșit, poate eu n-am înțeles, poate e și partea mea undeva. Cred că oamenii care te înșală vor plăti pentru asta. Uite, premiul pe care mie viața mi l-a acordat a fost faptul că sunt încă în viață și la televizor. Oamenii despre care tu vorbești nu mai sunt. Trei secunde revenim. Te rog.